Atenție la căpușe! 46 de persoane au fost înțepate de căpușe, printre care și un copil de un an și 5 luni. 34 dintre ele sunt din Zalău, doar 8 dintre cei tratați provin din mediul rural. Căpușele continuă să facă victime în rândul sălăjenilor. De la începutul lunii mai, peste 200 de persoane din județ au avut nevoie de îngrijirile medicilor din urgență după ce au ieșit la iarbă verde. În acest weekend, printre cei tratați, au fost și copii cu vârsta între un an și 10 ani. Mușcătura de căpușă poate fi deosebit de amenințătoare pentru starea de sănătate a organismului. Înțepătura poate declanșa boli virale, encefalita de căpușe sau bacteriene. Cea mai frecventă este boala Lyme. Medicii susțin că tot mai multe persoane care au fost atacate de insecte vin speriate la spital că ar putea căpăta boala Lyme. Aceasta necesită tratament pe termen lung, iar dacă nu se acționează la timp, în unele cazuri poate fi chiar mortală. 46 de persoane s-au prezentat la acest sfârșit de săptămână în unitatea de primiri urgențe a spitalului pentru tratarea leziunilor post-mușcătură de căpușă. Cel mai mic pacient tratat are doar un an și 5 luni. Nici pentru el, nici pentru ceilalți pacienți tratați nu a fost necesară internarea în spital.